care încearcă să deschidă sufletul, să-și adune gândurile, să primisească, să-și liniștească dorurile, în taina necunoscută nouă a Luciei. Poate că ar fi trebuit să vă primesc, să vă deosebire și să vă abate, poate că acum vă primesc, dar vă primesc într-un alt mod, cu muzică, cu sunete foarte dragi sufletului nostru, sunete aduse de acești care vă face din consultantoarele a liceului din acesta în pasul, cor despre care vă am vorbit foarte puțin, dirijorul și anume directorul liceului, profesorul de filozofie, Andrei Zormanovici. Ce legătură are filozofia cu muzica? Iar știe. Poate că și eu. Dar țin să știu. Deci ați venit aici pentru două evenimente. Lansarea a două cărți. Ce ne aparțin, aproape unul și în exil, o fac din o parte de scrierea lor, despre riere și despre o eventuală condamnare a mea, sper să nu fie chiar așa, vor vorbi pe rândul domnul Gheorghe Dăgan, scriitor, eseist, critic literar, Chiara Bacna, critic literar, Constantin Marafet, scriitor, director editurii Lampe din Rândul cu Sărat, și Culiță Ianu Jurelu, foarte cunoscut nou aici în Brancea, director de revistă, de ligă, de tot ce vrei și ce nu vrei, scriitor, și mai ales și de familia, că se vrea, nu știu dacă e adevărat, că nu se vrea. De asemenea, va lectura din poeziile din aceste cărți, Sorin Stancu, actor la Teatrul Municipal din Brășani. Vă mulțumesc tuturor că sunteți părtași la aceste evenimente, care are și o parte a MUA, concretizată în premierea celor care au susținut în urma trimiterii lucrurilor, cărților, la Festivalul Național de Creație Brancă Literară, organizat de Fundația Asociația Culturală Viorița din Orovești, Studia Scriitorilor din Brancea, și revista Salonul Literar, conduse toate de Fundul Culiță și la Cușurem. Vă doresc cetere frumoasă! Deschidere sufletească, bucurie și încântare în lumină, în lumină și în tot ceea ce vă doriți să aveți de acum alături de noi, să află și primarul orașului, Iulia Nica. Grație căruia aceste două volume au văzut în lumina actualului, pentru că fie raport autorizate de primăria orașului. Suntem în deschiderea acestui eveniment cultural-artistic, prelejuit așa cum
bine ați aflat, de lansarea celor două volume de versuri ale doamnei profesoare Stratulat Mariana, fostă profesoară a liceului teoretic la Zelarici Panciu, până mai viitoare. Cred că locația n-a fost aleasă întâmplător, pentru că a rămas cu sufletul alături de noi și acest eveniment este primul care presupune de asemenea o activitate artistică, respectiv o lansare de carte. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă invit să ascultați trei lucrări muzicale, le voi prezenta pe rând, cu speranța că vă va face plăcere să le auziți. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să aveți flash-ul instalat.
domnului Eugen este pentru prima dată la noi, vă spun bine ați venit. Și să fie de bunăuntru primul pas către Sunt, 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 s
vă doresc mult, mult succes, să fiți mai de gol. Și la mai sus, dacă se poate. Avem între noi un membru a autorului din Focșan, Pastorata, da? Parcă așa nu vă spun, a participat cu mare atenție, îmi este atințit ceva în suflet, bine dar și știne, care vor continua ceea ce a făcut dumneavoastră cu toată cum să vedeți franța, să ziceți la ceva. Să vă mulțumesc și fericită. Da. Câte se pot ieși? Foarte rău. Eu m-am apropiat în timp. Sunt locuitor al orașului Panciu. Am cunoscut copii, părinți, a fost elev, primarul orașului Panciu și presa locală, Camelia, Danu, elevă, a plecat cu Camelia, cibotarul directoare a casei de cultură. Deci sunt înconjurată de oameni care am fost atât de aproape de mine și am fost atât de aproape, încât s-a creat o anumită osmoză, o anumită o stare de suflet deosebită, înălțătoare și mă simt emoționată, mă simt extraordinar de bine aici, printre oamenii ce mi-au fost și îmi sunt mereu alături. Le mulțumesc tuturor! Sunt și foști colegi de liceu, de catedră, foști profesori de MBA, doamna profesoară Stella Neagu, colegă de liceu Maricica Arafini, Mirea Severin, dar sunt foarte mulți care, doamna Rodica Melciuganu, v-am zărit, bine că v-am zărit, și mă simt puțin cred că îmi este ăsta. Mă vor trezi la realitate zonii care vor avea ceva de spus despre cărțile mele, nu despre mine, despre cărți. Pe mine vă lăsați undeva, domnul Guliță, să mă apere. Mulțumesc, domnul profesoară. Bună ziua și bine ați venit. Mă bucur că astăzi ați acceptat invitația noastră și a doamnei profesor, că nu pot să-i spun altfel, de față, și că ne aflăm la un minunat eveniment. De asemenea, îmi face o deosebită plăcere să ne reîntâlnim cu toții astăzi, aici, la o dublă sărbătoare. La sărbătoarea orașului Panciu și sărbătoarea cărții, pentru că, așa cum ne-am obișnuit, la fiecare început de toamnă, ne face deosebită plăcere să aducem în lumina tiparului multe și multe și sperăm că și de acum vom mai reuși să facem acest lucru, cărți care conțin idei și sentimente ale unor oameni care nu pot trăi fără ele. Astăzi, doamna Mariana Rogoz-Strătulat ne oferă din nou bucuria și în același timp ne bucură de fapt să-i descoperim și în același timp să-i citim versurile reunite de această dată în două volume pe care le avem în față. Este vorba de Pași în exil și Aproape unul. În același timp mă simt onorat să fiu gazdă la un asemenea eveniment care aduce în orașul Panciu reprezentanți de marcă a Ligii Scriitorilor din Vrancea, dar și a Uniunii Scriitorilor din România. Mă bucur că și anul acesta
mi-am adus modesta contribuție la editarea acestor două cărți, care poartă semnătura doamnei profesor Mariana Rogoș-Rătulat. Este dovada respectului meu și al comunității păncene față de profesoara care a îndrumat cu grijă generații de elevi pe calea cunoașterii adevăratelor valori ale culturii și literaturii române. Îi mulțumesc doamnei Rătulat pentru faptul că ne oferă ocazia de a-i redescoperi sensibilitatea și o felicit totodată pentru dorința de a ne împărtăși în permanență cele mai frumoase gânduri și trăiri interioare. Nu în ultimul rând, aș dori să-i mulțumesc pentru faptul că, așa cum a reprezentat cu cinste an la rând învățământul păncean, astăzi este unul dintre ambasadorii culturii păncene în lumea atât de selectă și de selectivă în același timp a literaturii române. Doresc să o asigur de întregul meu sprijin în ceea ce privește viitoarele sale proiecte literare. Și chiar o rugăm să vină alături de noi. Și de aceea susținere va beneficia toate proiectele ce au în prim plan cultura, pentru că este un domeniu care contribuie la desăvârșirea caracterului și a personalității fiecăruia dintre noi. În încheiere, o felicit pe doamna profesoară pentru aceste două noi apariții editoriale, îi urez multă sănătate, inspirație și să ne ajute Dumnezeu să ne revedem cât mai curând la o nouă lansare de carte, într-o atmosferă la fel de plăcută, spun eu. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea considerație pe toți cei care sunteți astăzi prezenți aici și vă așteptăm cu mare drag și la următoarele evenimente care vor avea loc în perioada următoare. Să sperăm că până la sfârșitul anului, până la Crăciun, vom mai reuși să organizăm un eveniment care să ne bucure pe toți în egală măsură. Vă mulțumesc frumos! Tot ajutorul pentru promisiuni care știu sigur vor deveni realitate, dar în mod deosebit mulțumesc astăzi. M-am simțit eu în debata. Pur și simplu am avut emoții. E foarte greu să fiți ele. Așa era și voi. Pe anul trecut am avut eu mai multe emoții. Anul ăsta cred că am început să mă despart. Și asta cred că din cauza faptului că am început să mă obișnuiesc cu dumneavoastră, să vă știu tot timpul alături de mine și de orașul Pan. Da, deci 4 ani de zile cât am fost profesor, nu te obișnuiesc cu mine. Destul de dificilă, dar până la urmă plăcutul e în procentaj mai mare, așa că vă spun și eu, în numele Ligii, în numele Salonului Literar, al meu personal și a tuturor celor pe care îi cunosc, bine ați venit în Panciu. Sunteți foarte mulți participanți la festivalul Vrancea Literară,
de fapt sunteți majoritari aici, dar aveți șansa să vedeți și o lansare de carte, de cărți la Panciu. Lansări care aici se fac foarte des și trebuie să spun că și eu, deși stau la Odovești, am sediul lansărilor de carte tot la Panciu. Și tocmai că nu este aici, am să spun de ce o fac la Panciu și nu o fac în altă parte. Pentru că aici, spre deosebire de alte primării din județ, nu se confundă protocolul cu cultura. Ele, acolo la primărie, sunt două capitole foarte apropiate. Unii intră foarte mult în protocol și mănâncă toată cultura. E bine, aici aici se întâmplă cu totul și cu totul altceva. Nici eu, deci la festivalul meu, pe care îl fac de 4 ani, singur, nu s-a găsit nicio autoritate culturală sau politică din Vrancea să fie alături de mine. Singurul om care a fost alături de mine a fost domnul primar Iulian Nica, acum de 2 ani, și domnul Petrea, care a fost în ceilalți 2 ani. Un lucru extraordinar. Eu nu votez nici cu ăștia, nici cu ăilalți. Nu mă interesează politica. Dar, acum, eu am vorbit despre omul Iulian Nica, om care iubește cuvântul scris. Nici vă vine să vă cruciți, nici nu s-a mai pomenit în Vrancea așa ceva. Îmi pare rău că nu e aici, dar dânsul știe impresia mea despre el. Pentru acest fapt, el, orice pe lumea asta, că ești membru acolo, că ești membru dincolo, dacă ești puțin alături de cultură, înseamnă că ești om adevărat. Spuneam că astăzi asistăm, de fapt, la o mare sărbătoare. Sărbătoarea unei poete de o delicatețe rară. Această poetă este, desigur, Mariana Stratulac, care ne-a încântat cu volumele sale de până acum și cu acestea două în urmă, nu? Aproape unul și Pași în exil. Cărțile care se lansează astăzi. Delicatețea Marianei Stratulac, sufletul ei delicat, s-a transmis în poezie și această poezie ne îndeamnă extraordinar la iubire. Iubirea, fiecare cum o înțelege, desigur, dar faptul că îndeamnă la iubire este mai presus, probabil, de intențiile multora și de reușitele altora. Această iubire face ca în cărțile ei, majoritatea, dar mai ales în cele de astăzi, să ne facă mă numă și eu, o să vedeți de ce râd. Să ne facă să ajungem în cărțile ei toți îndrăgostiții lumii. De aceea am râs, deși nu e de râs. Îndrăgostit pot să fii oricând, oricum, dar nu de oricine. Deci îndrăgostiții lumii sunt invitați în cărțile Marianei Stratulac la un festin uriaș, crezând, de fapt, sunt sigur că așa va fi, această iubire ne poate face nemuritori. Să măcar sperăm. Și atunci ne mai miră oare faptul că aceste cărți ale Marianei Stratulac sunt un balsam, un fel de medicament pentru toți aceia care au nevoie de vindecarea tristeții, singurătății, nefericirii? Nu. Mi se pare că, într-adevăr, ea a găsit un balsam extraordinar. Mariana, în cărțile ei, și mai ales în acestea din urmă, insistă pe importanța cărții. Lucru pe care nu-l știm încă de la cronicare. Și spune undeva în două versuri,
Murim în privire, trăim într-o carte. Lucru extraordinar pe care ar trebui să-l învețe toată lumea, nu numai cei care suntem aici, nu numai cei care gândesc ca noi, ci și cei care se plimbă printre bijuteriile după stradă și manelele aferente. Bine ar fi să se întâmple așa. Cine poate să ajute la asta? Noi, cei care scriem cărți, noi, cei care iubim cartea, noi, cei care citim cărțile. Sigur că versurile Marianei au o lumină, toate cărțile Mariane au o lumină care ne induce speranța, speranța spre mai bine, speranța spre fericire, speranța spre tot ce este bun pe această lume. Sigur că ar fi multe de spus, dar las invitații care au venit de peste mări și țări să ne prezinte cărțile Marianei. Eu închei doar spunând citiți-le că merită. Mulțumesc! Și o aplaudăm. Spuneam că sunt persoane foarte importante pentru mine, pentru sufletul meu, pentru sufletul Marianei, persoane care au venit aici special pentru cărțile mele. Și aceste persoane sunt domnul Gheorghe Dragan, profesor, domnul profesor Gheorghe Dragan, membru al Uniunii Scriitorilor. Trebuia să încep, îmi cer scuze, dar am început cu cine e de mai departe. Mioara Vahnă, de la Râmnicul Serat, membra Uniunii Scriitorilor. Domnul Arafet, mare editor, mare scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor. Și când spun mare, nu exagerez deloc, pentru că în partea asta de țară văd că stăpânește orice oraș prin tipografia, prin editura pe care le are. E un lucru, numai eu care am lucrat cu așa ceva, îmi dau seama cât e de greu, dar și cât este de important. Rugăm... Da. Dacă tot am rămas la domnul Marafete, rugăm să ne spună câteva vorbe despre carte, despre cărți, pentru că domnia sa l-a invitat. Nu, nu sunt la, pardon, la Iași sunt la timp de data asta. Una, nu? Am două. Cred că era mai bine dacă începea să doamnă bară, dar mă rog, în sfârșit. Bună, emoțiile se mai trec. Mă bucur să vă revăd. Oh, dacă știam că sunt așa de mare, nu știu dacă mai veneam astăzi. Dar nu căpem aici. Da. Și așa nu căpem. Da, e interesant. Vreau să vă spun un secret. Constantin Marafet n-a reușit să vină astăzi și m-a trimis pe mine. Vorbesc de criticul literar Constantin Marafet. Eu nu sunt critic literar, n-am fost niciodată, nici nu am pretenția asta, dar iubesc poezia, iubesc cartea, lucru acesta deja îl știți. Și dacă toți suntem la a dezvălui secrete, vreau să vă spun că chiar domnul ei ne dezvăluie, încă de la început, că s-a născut într-o vorbă. Iată, putem începe discuția despre această carte prin cele două versuri. M-am născut într-o vorbă la început de poezie. Oricum, doar atunci când pisicele mirlăiau la stele pe acoperiș, iar ursitoarele torceau secundele împreună cu un arici. Fantastică! Mi-a plăcut și lucrul acesta m-a făcut ca să merg mai departe, să citesc această carte. Am sensizat că poemele domniei sale, i-am citit și celelalte cărți,
dar mi s-a spus că trebuie să vorbesc despre această carte acum. Curg unul într-altul și, și altul într-altul, ca să mă exprim așa. O să sesizați că totul printr-o acuratețe și o sensibilitate chiar ieșită din comun. O să încerc să vă citesc pentru a exemplifica ceea ce am spus, pentru a vedea cum curg aceste poeme. Unul din altul, unul în altul. Ne suntem începutul și sfârșitul, îți sunt prelungirea mâinilor ce-mi caută buzele, îmești continuarea dorurilor ce-ți sărută cuvintele. Tu m-ai strigat sau mi s-a părut. Cine știe? Tu ești cel care a răspuns gândurilor mele. Eu sunt pasărea ce și-a lăsat penele în braț de sub geam. Suntem amanți de o viață, îmbrățișați în dor, în liniștea de stele, în murmur de zboare. Ne-am rătăcit o vreme pe căi necunoscute, ne-am risipit iubirea prin spini și prin cupute și ne-am strigat ades în cele patru zări, găsindu-ne în cerul imens stingher. Suntem amanți pe viață și în moarte ne-om iubi, cărările divine ne așteaptă într-o zi și nimeni nu o să știe că ne-am băut respirul, cuvintele și timpul și zborul din primire. Diamante de, diamante de, de metafore epitete care ne creează o stare de de bucurie lăuntrică. Ne regăsim, în poeme, pentru că sunt poeme munturi lirice, aproape de sufletul nostru. Poezia e scrisă cu pasiune și cu sufletul domniei sale montat în aceste, pagini. Din punct de vedere tipografic, cartea, cărțile au ieșit excepțional. Poate era mai bine la... Nu, e foarte bine, nu așa. Trebuie să fim corecți. Dacă a ieșit bine, a ieșit bine. E bine, e bine. Sigur, sigur că da, nu asta e problema. Vă mulțumesc că nu o cunosc mult pe Mariana Stratulată, dar prima întâlnire s-a întâmplat acum 3-4 ani în urmă, a venit la Râmnicu Sărat și a citit un poem. În acel moment m-am îndrăgostit de poezia domniei sale, dovadă că iată, sunt aici astăzi tot pentru poezia domniei sale. Și prin felul domniei sale de a recita atunci și a pus la picioarele noastre, cu ghilimele de rigoare, sufletul domniei sale. Eu mă bucur că sunt contemporan cu domnia sa, mă bucur că am reușit să o cunosc în această viață și sperăm că, așa cum spune și domnia sa undeva pe aici, să fim amanți în moartea care va veni într-o zi, nu? Ne mai spune Mariana Stratulat că uneori plânge. Cine nu plânge? Chiar și bărbații plâng. Și eu, uneori. Astăzi vreau să plâng pentru iarba strivită de picior, pentru lacrima din zăpada mieilor, pentru pești tăcuți și apa adâncă, pentru aer și foc și lumină din stâncă, pentru oamenii și stele, animale blesteme, sălcii și umbre, temple, secunde să plâng, să mă doară piatra de moară, pustiul și punctul, bradul, cuvântul, uneori am nevoie să plâng. Dar consider că poezia Marianei Stratulat trebuie citită în primul rând
singuri, să fim singuri dimineața și multă liniște în jur pentru a putea pătrunde toate tainele care domnia sa ni le dezvăluie aici. Este o poezie a iubirii, a dragostei. Dar oricâte cuvinte, oricât aș încerca eu să vă convinc să citiți cartea asta, că de fapt asta ar trebui să fac, nu știu dacă o să reușesc. Singuri, dumneavoastră veți găsi, așa cum spunea și cu domnul Brosu mai devreme, toți, chiar și eu, suntem îndrăgostiți, nu? Și dacă suntem îndrăgostiți de ceva, de o frunză, de o floare, de un om, atunci trebuie să citim cărțile Marianei Stratula. Altfel, n-avem cum să fim un pic mai bun, pentru că o carte, dacă nu reușește să te facă un pic mai bun, n-ar avea sens. Cu toate acestea, Mariana a stratulat ca și noi, de altfel, trăiește și cu incertitudine. Firesc. Și noi, și eu, uneori suntem doar. Poate că așa e normal să fie. Nu știu dacă așa, dar iată ce ne spune Mariana. Plouă cu îngeri în galaxia albastră, soarele a înghețat, e un punct pe fereastră, punctele sunt ochi și rădăcinile toate, oamenii curg râuri de ore în noapte, ninge cu iarbă pe calea lacteie. Luna se naște în trupul de femeie, dechează un cal, pământul adoarme, lumina se ascunde în vis și în coarne. Un vultur mă îngroapă în zidul din cer. Mai sunt, nu mai sunt, un pas. Eu, un mister. Am introdus intenționat în cuvânt, clasă și da? Da. După cum știți, la noapte, dar cred că de la Panciu începe să luna. E un fenomen astronomic, noaptea aceasta, nu? Eu cred că începe de aici. Super. Cu dubla lansare a doamnei Mariana Stratulat, prin aproape unul, o carte la fel de bine scrisă și decorat și limpede scrisă, precum aceasta Pașii Neizir. Neizir consider că mai mult se duce cu gândul la singurătate decât la unei ediții pe care îl știm cu toții undeva în afara în afara noastră. Deci, am trebuit că țin cu o poezie să le citești și atunci le-ai pe suficient. V-am zis că dacă vineam la fel cu Ivon, era așa de la... Nu ai reușit să vină, nu poate fi copilul. Haideți să vedem ce vrea poeta. Mi-ai furat cheile cerului, mi-ai închis greierii în copilăria, cu șotcron și flori de măr, mi-ai rupt tăcerile și mi-ai îngrădit legendele Olimpului în văzducul umil din peștera muierilor. Mi-ai legat în lanțuri cai sălbatici, mi-ai ars liniștea pietrelor și ai vărsat râuri de lavă peste pașii mei. Aș vrea să mă razem pe umărul tău, să trec dincolo de umbre, Mariana Stratula. Continuăm la seara, dar nu înainte de a anunța că în sală au venit și prietenii noștri de la Bacău, cunoscutul critic Grigore Codrescu, împreună cu soția sa Codrescu de Sărmărinana, care e premianta noastră,
cu domnul Nicolescu Daniel, cu premiantul nostru, și doamna Nicolescu este serbă. Acum mă rog pe doamna Mioara Batnă, un scriitor și scriitor și critic deosebit, deja are trei cărți de critic, mai multe. Ultima o va lansa la Iași pe 3 octombrie. Nu ultima, nu ultima, îmi pare rău. Ultima din luna octombrie, sper. Părintele Ușurelul e profesor de română și ca și mine nu se sperie de cuvântul ultim, că foarte multă lume corectează la folosirea acestui cuvânt. Nu, nu-i da, interpretare. Da, nu, și eu spun așa și mi se spune de multe ori, nu ultimă, nu știu ce. Stimat auditoriu, mă simt onorată să fiu aici în fața dumneavoastră. Sinceră să fiu, nu știam că vor coincide lansarea cărților doamnei Stratulac cu acest festival, cu decernarea premiilor. Am mai fost la Panciu tot la o lansare a doamnei, cred că acum un an. Este o atmosferă deosebită. V-am spus, mă simt emoționată, dar emoțiile încep să-mi treacă, știind că în sală sunt și mulți prieteni, colegi, prieteni, oameni pe care i-am văzut, cu care m-am întâlnit de mai multe ori. Începând cu cei doi de acolo, domnul Culiță Ușurelu și doamna Mariana Stratulac, pe care adineau când vorbea domnul Marafet, mă gândeam eu de când am cunoscut-o. O cunosc-o de câțiva ani, dar am sentiment că o cunosc așa din totdeauna. Ne-am întâlnit, sincer, cred că la Iași, la niște manifestări, ne-am întâlnit în niște tabere de creație. Doamna a fost, cred că la toate lansările mele de la Iași și când m-a invitat să vin la această lansare, am crezut că o să vin doar să asist și să ascult ce spun ceilalți. Am avut și o temă să vorbesc despre una dintre cărți. De fapt, doamna mi-a spus despre amândouă, dar aveam una singură, pe aceasta pe care am primit-o în tabără la Botoșani, aproape unul. Și ca să nu mă întind foarte mult, și eu sunt profesoară de română și noi ați sesizat când începem să vorbim, mă ne oprim mai greu. L-ați auzit pe domnul Ușurelu, dacă ne luăm la întrecere, dacă răbdați, până mâine stați pe loc. Ca urmare, am scris câteva rânduri, am să le citesc și să nu mă timp prea mult, cum am spus. Am spus Satisfacția unității, despre această carte aproape 1. În poezia Marianei Rogoz Stratulac, dragostea este nu doar liantul lumii, al vieții, ci și parte consistentă a fiecăruia dintre elementele alcătătoare ale totului, dar mai ales a privirii care îl învăluie și extrage rând pe rând componentele, scoțându-le la lumină, relevându-le acurile, conferindu-le totodată șansa aportului la unicitate, dar și la unitate, din moment ce rezultatul proclamat este aproape unul. Remarcabilă în cartea doamnei Stratulac este acuratețea versificației, coroborată cu siguranța utilizării verbului în rostire poetică, pentru că, în plan prozodic, autoarea îmbină tradiția cu modernitatea, de pildă prin prezența rimei, a versurilor cu măsură variabilă, prin dispunerea grafică a acestora, care amintește oarecum de caligrame, sporind în felul acesta posibilitatea de interpretare a textelor, în timp ce, la nivelul conținutului, coordonatele firești pe care le propune autoarea încă din debutul volumului, corespunzând genezei, de unde iese luna, care îi trasează profilul, sunt începutul, sfârșitul. Imaginatul poetic pe care îl construiește Mariana Rogoz Stratulac, ale cărui atribute pregnante sunt delicatețe, îngheșia, un soi de calcare, chiar dacă uneori mimată din perspectiva unui lucid de conștiință a trecerii timpului, a ceea ce am fost și nu voi mai fi, este un fragment dintr-un vers, este mereu înzestrat cu de toate. Citez, lacrimi, tristețe, cenușiu, închisoare, îndecitatul, și oferit cu multă generozitate și cititorului, pe care altfel îl caută să-l atragă, făcându-l părtaș în jocul acesta al mărturisirilor și concomitent al asumării traiectului destinat, fiindcă, citez, viața mea, viața ta,
Sunt definite ca o taină indecisă ce vine când pescăruș fără ani, când șarpe galben veninos, când mare fără valuri, când țărm îngust vântuit de marinare electronici din scurt. Versurile Marianelor Văzratulac se constituie într-o confesiune continuă, a care minte este doar etalarea unei experiențe existențiale axate pe latura senzorială, acolo unde poeta pare să exceleze și din care îi derivă tendința de a aprecia lumea cu deosebire prin prisma afectivității. De aceea, poate, câmpul semantic al văzului, prin termenii folosiți atât în construcții denotative, cât și conotative, este reprezentat pe larg, în așa fel încât în procesul de etalare a propriei ființe, în datele ei caracteristice, autoarea își identifică până și viața într-un amestec de ori, în vreme ce privirea mea este un alt instrument prin care eul poetic își pune în aplicare strategia cunoașterii, când cei doi poli care visează refacerea androgenică, adunând la un loc conturile, yin și yang, alergă ori pe căini, fiindcă ea, femeia, constată și declară, tu ești cerul ordului stâng, eu sunt umbra ordului drept. În perimetrul pe care îl investigează femeia îndrăgostită, bărbatul este centrul lumii ei, dar în același timp alte ego al sinelui, căruia îi mărturisește. Sunt tu în nopți privite de păcat, ești eu în murmur și suspin uitat. Iar ortografierea inițială majusculă este o sugestie a reiterării convingerii îndrăgostiților trăpind iubire transcend imediat. Un inventar existențial redus la câteva aspecte exterioare a eului constituie cadrul în care se manifestă eul ce caută făgașul prin care înțelesurile proprii să ajungă la ceilalți sau mai degrabă la celălalt, căruia încearcă în același timp să-i se dezvolie, dar și să-i trezească întrebări, a căror complexitate sau, din potrivă, simplitate, depinde de unul din care sunt primite, cine sunt eu, cine ești tu. De fapt, în volum, cei doi care compun cuplul, nu neapărat existent, cât mai ales un tot către care întinde cea care se desfăimie, sunt la motivele cărții într-o necontenită nevoie de stabilitate sau punctare sau jalonare a teritoriului sufletesc pe care reprezintă sau în care se exprimă trăirile lor. De aceea, explicative de felul eu sunt, tu ești, abundă în carte, alternând planul existent cu altul al simbiozei dorite, să fie. Versurile Marianei Rogostratulac pot fi considerate un singur poem, în pofida textelor pe care le însumează și care sunt concepute ca scrieri de sine stăpătoare, al nevoii de împlinire, cu și cu celălalt, o insolită odă închinată fericirii de a fi doi, însă aproape unul, într-o osmoză care lasă totuși fragmente care nu se contopesc, pentru că aspirația spre perfecțiunea trăirii să nu dispară, nici când, consecințele ei fiind creatoare. Autoarea aduce, prin urmare, în poeziile ei, maturitatea simțirii și a gândului puse însă la un loc, fără răgaz, cu prospețimea trăirii, care îi dau nu de puține, chiar și o nuanță ludică, hai să ne jucăm, spune undeva, susținută prin mâinire, prin care se prezervă spiritul juvenil al ființei îndrăgostite de frumos și care face ca inclusiv tristețea de a exista între cele două repere, ne naștem, murim, să se scompeze, firesc curtind și de această dată viitor. Să o felici, doamnă, și... Domnul Gheorghe Regan, dacă vă vrea să spună. Da? Da. Ce este poezia lirică? Și el a răspuns. Poezia lirică este ceva ce nu se poate povesti. Cred că știe lumea de trebuie. Altfel zis, conținutul unui poem liric nu poate fi comunicat sub forma unui discurs narrativ, construit după logica reală. În acest caz, condiționarea povestitorului popular, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, este contrazisă. Deși nu poate fi povestită, poezia este.
O primă consecință? Nu voi încerca să redau într-un discurs pedestru, cel puțin așa l-aș face eu, l-aș vedea eu, dar aș încerca. Nu voi încerca, deci, să redau într-un discurs pedestru mesajul din versurile volumului Pași în exil. Și mă refer, deci, la această carte. Însă, pot să vă propun ipoteze, asocieri de idei, paralelisme, ce ar putea defini, chiar dacă oare cum var, statutul poeziei doamnei Rogoz Stratulat, în relație cu cititorul care sunt. Eu cred că optica aceea comună asupra poeziei nu s-a schimbat esențial în ultimii 2000 de ani. Și pe când era considerat a fi, și pe când era considerat a fi inspirat de zei, și mai aproape de noi, când poetul este văzut ca un vizionar, ca un iluminat, el rămâne totuși un personaj mai aparte. Nu chiar un extraterestru, dar oricum, un ciudat. Acel ingeniu pe care vorbeau anticii, ingeniu ți-l traducem cu calitatea de a naște, de a inventa. Creativitate, s-ar spune în termen mai modern. Deci acel ingeniu cu care este dăruit, într-un limbaj mai creștin, să zicem, har, îi permite poetului să inventeze fragmente de univers imaginare, ce contrazic percepția comună, încât s-a putut ajunge la ideea, nu mai știu cine a zis, nu are importanță, nullum magnum ingenium sine mixtura demenție, adică niciun mare geniu fără un amestec de nebunie. Oricât s-ar dovedi om întreg la aminte, poetul este considerat un pic altfel pentru că folosește, așa cum toată lumea știe, un metalimbaj. Se știe că dacă ai niște particularități, ești mai slab, mai visător, mai indiferent la zbatele sociale, mai interiorizat, este imposibil să nu fii taxat într-un fel vorba lui Bacovia, cu al meu aspect, eu tuturor păream suspect. Pe când aveam barbă neagră, și îmi dați voie să fac această credință la mine, cu scuze de rigoare, mi s-a întâmplat să fiu luat în atenție, în tramvai, de un cetățean cu chef. M-a provocat în fel și chef. Dar m-am tratat cu indiferență. Drept care, contrariat la culme, mi-a strigat prin ușă după ce a coborât în stația lui. Bă, Eminescule! Numele unui mare poet transformat ad hoc într-o injurie. E un aspect din existența istorică a genului. Un vechi poet chinez, Li Taipe, unui vechi poet chinez, Li Taipe, i s-a acordat privilegiul unei morți anecdotice. Plimbându-se într-o seară în barca pe lac, a confundat luna, cred că era la plină, nu eclipsată ca la mapă, a confundat luna cu o cupă cu vin, s-a plecat să dea și s-a plecat. Bârfitorii istoriei au scris că celebrul filozof și astronom Tales din Milet, tot uitându-se după stele, a căzut într-o groapă și a frânt gâtul. Cum s-ar zice, la ce să te aștepți de la cineva care umblă cu capul în stele, în loc să fii atent la cele de pe pământ, ca oameni așa zici, normali. Ei bine, poetul, filosoful, muzician, pictor, sunt deosebiți de ceilalți oameni. Lor nu le este suficientă lumea în care trăiesc.
Ei construiesc cu mijloace specifice o superlume mai frumoasă, mai simplă și mai bună. Arhitectul remodelează spațiul potrivit viziunii sale. Poetul inventează conținuturi sufletești modelate din pasta sonoră a cuvintelor, combinate altfel decât în vorbirea cotidiană. Acest altfel poate fi interpretat ca nebunie de către acela care nu intră în rezonanță cu respectivul discurs. Mai plastic, acel cititor sau ascultător